Cine ești, ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara și bine v-am regăsit! Uite că a venit și ziua și s-a făcut și ceasul la care eu vă invit în fiecare seară de joi să stăm la un pahar de vorbă. Ar fi bună o cafea, dar nu la ora asta, așa că ne limităm la un ceai. Deci la un ceai de vorbă despre un subiect care zic eu că e oarecum face parte din maladia secolului în care trăim. Cu toții suntem tentați să criticăm, să ne uităm cumva în curtea vecinului, știți vorba aia românească, da? Că tot timpul suntem atenți la ce se întâmplă la celălalt și mai puțin la noi. Și atunci criticăm, atunci ne apucăm să emitem judecăți și ne dorim tot mai mult să controlăm noi tot ce se poate în jurul nostru. Despre critică, judecată și control vorbim astăzi cu prietena și invitata mea, cu Alina Jitariu. Bine ai revenit! Pe ea ați mai văzut-o cu câteva ediții în urmă când a vorbit despre human design. Bine ai revenit. Uite, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu ea, a avut ideea asta, hai să vorbim despre critică, hai să vorbim despre judecată și despre control. Și am zis, bună idee. Bine ai revenit, Alina. Bine te-am găsit, Codruța. Bună seara, dragi telespectatori. Da, m-am gândit foarte mult în momentul în care mi-ai propus să ne revedem la un subiect care ar fi de interes pentru telespectatorii noștri dragi. Și de ce am ales acest subiect? Am ales acest subiect pentru că de cele mai multe ori mie îmi place să vorbesc despre lucruri pe care eu personal le experimentez sau provocări peste care eu am trecut ca mai apoi, poate din experiența mea, nu știu, poate ceilalți să beneficieze de anumite aspecte, cei care consideră că au ceva de luat de acolo. Și de ce am ales această tematică despre judecată, control și critică? Pentru că în ultima perioadă, să spunem, aceasta a fost tematica cu care eu m-am confruntat în ghilimele în luna aceasta. Acum ea puțin e legată și de niște, să spunem așa, aspecte astrologice. Probabil cei care sunt pasionați de astrologie știu că din 1 noiembrie până în 21 noiembrie am avut un Mercur retrograd. Acum chiar dacă partea asta de Mercur retrograd de fiecare dată când vorbim deja pare cumva așa, toată lumea Mercur retrograd în sus, în jos și cumva așa pierdut, să-i spunem așa, din adevăr rata semnificație. Acum, dar ce se întâmplă când Mercur este retrograd? Acum, așa, foarte pe scurt. Foarte pe scurt, sigur. Da, în mare. Acum, bineînțeles, după cum spuneam, eu nu sunt un astrolog, sunt persoane care studiază profund acest lucru. Eu am luat doar părticica, să spunem așa, care m-a preocupat pe mine. Adică eu am trăit niște, să zicem așa, sentimente mai intense, am observat în ființa mea că ies la suprafață anumite lucruri și atunci, ca de obicei, fiind o fire foarte curioasă și întotdeauna fiind o persoană care vrea să investigheze de ce se întâmplă anumite lucruri, din întâmplare am aflat că suntem într-o perioadă, Mercur retrograd, care scoate la suprafață anumite lucruri. Acum am studiat, să zicem, fenomenul ăsta de Mercur retrograd din perspectiva human design, adică feliuța care pe mine, să spunem așa, mă preocupă și mă pasionează, deci nu mă bag în domeniul astrologilor. Din câte știu așa în mare din astrologie, în principiu Mercurul se referă la comunicare, toată lumea știe că comunicarea e cam lentă, că nu prea e bine să semnezi anumite lucruri, în fine. Dar efectiv, referindu-mă la partea de human design, în human design, după cum povesteam și în emisiunea trecută, acum nu o să mai vorbesc foarte mult despre human design, dar dacă vă amintiți, în body graph uman există niște porți. Porțile respective, la un moment dat, pot să fie activate de aranjamentele planetare. La un moment dat spuneam că poți să le ai activate din naștere sau, dacă nu sunt activate porțile respective, în momentul în care planetele se aranjează într-un anume fel, poate să ți se activeze anumite planete, să-i spunem, anumite porți, da? Acum, Mercurul ăsta retrograd, repet, din perspectiva human design, chiar la nivel, să spunem așa, de umanitate, sub ce formă ne afectează? Sau care a fost rolul? Că spuneai care e treaba cu Mercur retrograd. Întotdeauna când e vorba de o retrogradare, este vorba de o retragere în interior, de o perioadă de introspecție, cu diferite tematici.
Da, deci acest Mercur retrograd, ca orice perioadă de retrogradare, se referă la o perioadă de introspecție, adică evenimentele din viața ta cumva te obligă, dacă ești atent și ești doritor de a te dezvolta și a crește și a evolua, să te reîntorci în ființa ta și să investighezi anumite trăiri, de ce se întâmplă și așa mai departe. Ca și tematică, acest Mercur retrograd s-a referit strict la relația cu suportul. Când zic suport, mă refer la susținere. Când zicem susținere, majoritatea dintre noi, suport, susținere, securitate, siguranță, ne referim la ce? La bani, la securitatea financiară. În primul rând este, să zicem așa, primul nivel de securitate, da? Financiar, fizic și așa mai departe. Ei, în această perioadă, și eu am simțit din plin lucrul acesta, ni s-au testat, să-i spunem așa, credințele noastre referitoare la suport, la bani, la încredere. Dacă avem încredere în univers sau în Dumnezeu sau în ce forță credem noi că există mai mare decât noi, că ne va avea grijă de, ca nevoile noastre să fie satisfăcute, sau avem anumite frici care ne împiedică să avem încredere. Și aici cumva toată tematica asta, și într-adevăr și în viața mea, și am observat și la mine în familie și soțul meu, am avut parte de niște trigere. Trigere sunt, cum le-aș putea spune în limba română? Un trigger poate să fie, de exemplu, un miros. Poate să fie o melodie. De exemplu, simți un miros de portocală și scorțișoară. Și un trigger pentru o amintire de Crăciun când erai tu la masă cu părinții. Un fel de declanșator unor sentimente, unor trăiri. Exact, exact. Așa. Și atunci în perioada asta, dacă ați fost puțin atenți la viața dumneavoastră, prima perioadă a lunii noiembrie, poate ați observat că anumite tematici care au legătură cu suportul, banii, încrederea în această forță divină, au scos la suprafață niște frici, au fost niște trigere, să spunem așa. Acum, ce legătură are asta cu tematica noastră? Am observat în momentul în care, să spunem, s-au întâmplat anumite evenimente în viața mea, în perioada asta, da? Care m-au făcut să iasă la suprafață anumite limitări, anumite frici. Da? În momentul în care un om este pus în fața fricilor lui, are tendința de obicei să controleze situația respectivă. Da? De ce vrem să controlăm situația respectivă? Ca să ne simțim în siguranță. Ca să ne simțim în siguranță, exact. Și atunci, dar capcana care este? Capcana este că sunt lucruri pe care nu le putem controla. De exemplu, dacă plouă afară, nu poți să controlezi. Dacă o persoană alege de mâine să nu te mai iubească, nu poți să controlezi. Deci sunt multe aspecte care nu țin de noi, nu sunt sub controlul nostru. Există acolo ceva, o forță, după cum spuneam, care are control pe o anumită, să spunem așa, porțiune a vieții noastre. Și când pierdem controlul sau nu-l avem, atunci intervine, cred că, sentimentul ăla de supărare. Suntem foarte supărați, suntem chiar furioși câteodată. Și atunci, bineînțeles că ajungem și la judecată, zic eu. Exact. Începem să judecăm. Exact. De ce judecăm și criticăm? Pentru că, și acum să luăm de exemplu o persoană care judecă o altă persoană, da? Tocmai din cauza faptului că vrea să controleze. Să luăm o relație de cuplu, da? Deci tu ești o femeie și vrei să controlezi relația de cuplu în ce sens? Adică vrei să fii sigur că soțul tău e lângă tine, că nu merge în altă parte și așa mai departe. Deci cumva tu vrei să controlezi o poveste despre relația voastră și așa mai departe. Că până la urmă e vorba de povești, că noi întotdeauna, cum să zic, ne facem povești referitor la viața noastră, cum ne-am dorit ca viața noastră să fie. Și atunci zona noastră de confort. Și atunci dacă ceva, o persoană, un eveniment, o circumstanță cumva ne amenință această poveste, automat avem tendința de a riposta, de a judeca, de a critica. Și acum, în momentul în care, de exemplu, vrem să controlăm o anumită situație, da, de exemplu, relația de cuplu, cum am spus, începem să-l judecăm pe partenerul nostru, că ai făcut așa, că ai făcut pe dincolo, că nu știu cum, aia nu e ok, că aia nu... Dar asta vine din frica noastră. Din frica noastră, pentru că vrem cu toată disperarea să controlăm o anumită situație. Deci a pornit de la control, am ajuns la judecată și de acolo, de la judecată, ajungem și la critică. Că prima fază este că vrem să deținem controlul, apoi începem să judecăm și apoi ne trezim că ajungem și la critică. Da. Păi da, că tu ești așa, exact. Și pe dincolo, da. Și că nu poți să, nu știu, rezolvi o situație. Asta stârnește niște sentimente. Exact, da. Și nu ne fac bine, că știi că fiecare, în spatele fiecărei boli sau afecțiuni există o cauză emoțională. Cu cât cauzele emoționale astea sunt mai acute, cu atâta boala respectivă cred că poate să răbufnească mai tare și mai urât.
Așa este. Și acum, dacă ar fi să ne referim la subiectul ăsta al criticii, el are mai multe componente, pentru că dacă suntem un pic atenți la viața noastră, vedem că sunt mai multe situații sau circumstanțe. Odată suntem noi cei care critică o altă persoană, odată suntem noi cei care putem fi criticați de către o altă persoană, sau chiar noi să ne criticăm propria persoană. Deci când vine vorba de critică, iară depinde de care părticică, să-i spunem așa, vrem să o analizăm, pentru că și subiectul ăsta, acum noi ne-am propus să vorbim despre un subiect extrem de vast și de aia, într-un fel, am lăsat așa să meargă totul pe flow, pentru că oricum nu avem cum să cuprindem complexitatea acestui subiect cu adevărat. Ok, și care din astea trei părticele a criticii? Da, este mai predominantă la oameni. Ce ai observat tu din experiența ta? Eu zic că e mai repede critica, tendința de a critica pe ceilalți. Tendința de a critica pe ceilalți este adevărat, dar poate o să fii surprinsă să afli că persoanele care de obicei au tendința de a critica foarte mult pe ceilalți sunt de obicei persoanele care se critică pe ele însele foarte mult. Și aici aș vrea să discutăm puțin despre, să-i spunem așa, de ce e atât de importantă iubirea de sine. Pentru că în momentul în care tu pe tine te critici în permanență, mă uit în oglindă, bă, uite cum îți stă cu burta aia sau uite vai ce, cum ai dat-o în bară sau acolo puteai să-i spui mai bine sau indiferent motivele, dacă ar fi să ne urmărim noi dialogul intern mental, cred că am fi șocați de cât de mult ne criticăm, cât de mult ne judecăm noi propria noastră persoană, da? Și atunci în momentul în care noi ne criticăm pe noi, e ca și cum ar fi un program de auto-ură de sine. Deci noi ca și cum ne urâm pe noi înșine. Și atunci de aia, poate, cum spuneam, de multe ori auziți foarte multe persoane care pun mult accent pe iubirea de sine, să te iubești pe tine, de ce e atât de important. Ăsta e un alt aspect de ce este important să te iubești pe tine. Pentru că tu în momentul în care ajungi să te iubești cu adevărat pe tine, și aici nu mă refer la narcisism, care este tot din frică, mă refer la adevărata iubire de sine, tu nu mai poți să-ți faci ție așa ceva. Nu mai poți să te critici, nu mai poți să te urăști tu pe tine, pentru că tu te iubești. O să spui frumoasa mea, vai, de ce te iubesc exact așa cum ești, așa mai departe. Adică tu ție o să-ți trimiți mesaje de iubire. E în momentul în care tu, în ființa ta, îți trimiți ție mesaje de iubire, tu automat ce o să dai în afară? Ceea ce tu ai. Tu nu o să-l mai critici pe celălalt, pentru că tu nu te critici pe tine. Tu nu poți să dai în afară decât ceea ce tu ești. Dar exact ca dacă iei o lămâie, da? Și o storci. Ce poate să iasă din ea? Decât suc de lămâie. Oricât ai vrea tu să iasă suc de mere, nu o să iasă niciodată. De-aia e foarte important întotdeauna să ne reîntoarcem la noi. Ăsta e primul punct, noi. Pentru că în societatea în care trăim, focusul, și asta referitor la orice subiect, tot timpul e în exterior, în exterior, în exterior. Prea puțin este focusul în interior. Prea puțin ne asumăm responsabilitatea. Prea puțin suntem maturi și responsabili. Suntem imaturi emoțional și de aia tot timpul dăm vina pe cineva, dăm vina pe exterior, găsim un țap ispășitor. Tu ești de vină, tu ești așa și așa mai departe. Când de fapt nu ne dăm seama că de cele mai multe ori persoana pe care noi o criticăm sau situația nu este decât o oglindă a ceea ce noi avem în interior. Pentru că altfel n-am putea să observăm, n-am putea să criticăm lucrul respectiv, dacă nu. Da, și cred că tot ceea ce avem noi în interiorul nostru face în așa fel încât oamenii din jurul nostru să fie într-un anumit fel. Ai Are. Observat că da. Sunt oameni extrem de frustrați și furioși care dau vina pe toată lumea pentru, sau mă rog, pe majoritatea celor din jur, pentru că lor nu le-a ieșit ceva în viață. Ai observat? Da. Și sunt unii care pur și simplu acceptă o situație, merg mai departe, dacă chiar nu rezonează cu o persoană, încet, încet se îndepărtează, fără să creeze o situație mai tensionată sau... E foarte interesantă chestia asta, dar am observat-o și eu, da. Așa este. Până la urmă, acum trebuie să fim puțin și, să spunem așa, sincere și oneste. Nu există, sincer spun, nu există persoană pe pământul ăsta care cel puțin o dată de două ori, să spunem, să nu fi criticat sau să nu critici. Nu există o viață de om fără judecată, fără critică. Nu există. Într-un nivel mai mic sau mai mare. Mă, bineînțeles că sunt critici profesioniști care se ocupă cu asta și numai asta fac și întotdeauna să găsească, cum să spun, greșeală și defect în celălalt sau în anumite situații și sunt persoane care uneori, în anumite circumstanțe, mai critică, pentru că până la urmă să nu uităm de natura umană. Natura umană e duală.
Da, exact cum ai spus tu mai devreme și mi-a venit așa un gând, spuneai că uite că ne-am îmbrăcat amândouă așa alb-negru. Și dacă stai să te gândești, o analogie foarte, sau mă rog, o metaforă foarte potrivită, pentru că totul este alb și negru, totul este lumină și întuneric, bun-rău în ghilimele, zi-noapte, alb-negru și așa mai departe. Și atunci, dacă vă uitați, de exemplu, cum e îmbrăcat un arbitru, dar arbitru care este? Este persoana care cumva trebuie să fie deasupra dualității, adică echipa albă, echipa neagră, să-i spunem, și atunci arbitru este cel care cumva se pune la mijloc și trebuie să fie corect, un observator echitabil între cele două părți, da? Dar noi nu putem nega cele două părți. Și scopul, să-i spunem, sau intenția mea în această emisiune este cumva să vă prezint această, să-i spunem, opțiune sau mentalitate de arbitru. Pentru că până la urmă, după cum spuneam, fiecare dintre noi la un moment dat ne putem trezi într-o polaritate sau cealaltă, să judecăm, să fim judecați. Este un joc până la urmă. Cum am spus, unii sunt mai predispuși, alții se întorc mai mult în ei, nu așa mult în afară, dar într-o măsură mai mică sau mai mare, noi toți judecăm. Și până la urmă, și judecata asta, iar are mai multe forme, pentru că până la urmă judecata este o parte naturală a individualității. Pentru că, de-aia, judecata, noi când zicem judecata, are conotație negativă, dar judecata poate să fie și pozitivă. În ce sens? Adică, sau critica, sau părerea, dacă pot să-i spun așa. Adică, mie îmi place înghețata de vanilie, e părerea mea, adică așa judec eu, aia îmi place mie. Altcineva poate să spună altceva, deci s-ar putea ca și cum că e o contradicție, sau că ție de ce îți place așa și mie așa, sau mie îmi plac persoanele de nu știu care, ție îți plac celelalte, da? Dar până la urmă, asta ne face unici, asta ne face să avem individualitatea noastră. Deci asta nu e un lucru rău, că ne plac sau nu ne plac anumite lucruri, circumstanțe, persoane, naționalități și așa mai departe, da? Să-i spunem așa. Dar de la a-ți defini tu individualitatea, da? Ăsta sunt eu, până la a-l judeca pe celălalt pentru că este altfel decât, să spun, ceea ce-ți place ție, este o mare diferență. Dacă observ că e o nuanță destul de, să spunem așa, fadă, adică e foarte greu să faci diferența între a avea niște, să spunem așa, niște bariere și niște limite sănătoase, te delimitezi, da, asta sunt eu, asta îmi place, până aici sunt eu, sau a judeca în funcție de ceea ce nu-ți place. Eu pot doar să spun, eu sunt Alina, îmi place asta, nu-mi place asta, pentru mine, dar nu cu judecată față de celălalt. Asta sunt eu, dar în același timp accept tot. Pentru că până la urmă, cred că adevărata noastră provocare în viața asta, eu tot timpul gândesc și mă gândesc la viață, de ce suntem aici, la anumite aspecte, cum putem să ne îmbunătățim viețile, care sunt cele mai importante lucruri din viață. Și din studiile mele, din experiențele mele personale, tot mai mult ajung la, la unitate, la întregire. Și cred că până la urmă ăsta e scopul nostru final. Scopul nostru final nu cred că e acela de a învăța mai mult și mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Cred că de fapt eu acum cel puțin mi-am dat seama că am trecut în extrema aialaltă, sunt într-un proces de dezvățare. Adică noi am fost învățați, condiționați social într-un anume fel și, cum să zic, scopul nu este să înveți mai mult, adică să aduni, să adaugi peste o fundație care nu e neapărat sănătoasă, să adaugi mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Da? Scopul este să scuturi puțin fundația care poate ți-a fost inoculată și care poate nu te reprezintă și vine un proces de deconstrucție, un proces de dărâmare a vechiului tu ca să poți să construiești. Deci eu acum cumva sunt într-un proces de decondiționare, să-i spun așa. Da? Și de ce am menționat chestia asta? Pentru că vreau să povestesc un pic care e fenomenul? De ce sunt persoanele care critică foarte mult, de care îți spuneam, care critică într-un mod compulsiv, care nu se iubesc pe ele? Cum ajung persoanele astea să fie așa? De ce? Pentru că până la urmă, dacă stăm bine să ne gândim sau dacă avem copilași în jurul nostru, iar nu degeaba și în Biblie se spune că copiii sunt salvarea noastră sau că acolo există un mare secret, și așa și este. Dacă observi un pic, nu știu, viața asta a copilului, începând de la viața intrauterină până la primii ani de viață, poți să înveți foarte multe despre natura umană, despre, să spunem, scopul vieții noastre și așa mai departe. Dacă stai bine să te gândești, în momentul în care un copilaș se naște, el are o încredere totală în viață, el nu vrea să controleze nimic, da? El vine pe lumea asta și
el se acceptă, el se vede perfect, exact așa cum îi. El nu are problemă că vine mătușica, e o drăguță și care o băluță sau care un pic de clisuță. El nu se gândește, stai că acum nu-i momentul potrivit, că uite am o băluță sau ceva, nu, să nu mă vedeți. El se acceptă și se iubește necondiționat. Da? Deci el este întreg, să-i spunem așa. Dar problema care este? Modul în care este construită societatea, modul în care, cum să zic, am devenit părinți, pentru că până la urmă e foarte greu, și eu sunt părinte, e foarte, foarte greu să fii părinte. Cel puțin în ziua de astăzi, nu știu. Asta cred că e un subiect total diferit și sunt foarte multe aspecte foarte interesante și aici. Dar în ziua de azi mi se pare o provocare extraordinară să fii părinte. Întotdeauna au fost, dar în special cu toate provocările adiționale din ziua de azi, a fi părinte astăzi mi se pare foarte, foarte greu. Și atunci, până la urmă, sunt și anumite, să spunem așa, persoane care cumva judecă copilăria, judecă părinții. Uite, din cauza ta am ajuns așa pentru că. Până la urmă, nu știu dacă e bine. Da, există o componentă și există un mic adevăr, să spunem așa. Da, în procesul de condiționare socială are mare legătură cu părinții și cu copilăria noastră. Dar până la urmă e vorba de un cerc vicios. Părinții noștri fac ce știu ei mai bine, cum au făcut și părinții lor și așa mai departe. Ei o fac din dragoste, nu o fac sau majoritatea, nu o fac neapărat cu rea intenție. Părinții noștri ne iubesc doar că atâta știu ei mai bine, pentru că la rândul lor au fost condiționați și așa mai departe. Dar cred că este momentul în ziua de azi când este atâta cunoaștere disponibilă, atâta libertate să poată fiecare să studieze, să vadă, în care cred că putem să punem stop și să oprim lanțul ăsta vicios în care să transmitem mai departe aceleași programe copiilor noștri. Și aici la ce mă refer? Deci cum ajunge persoana respectivă să devină, să spunem, foarte, foarte critică? Ce se întâmplă? Un copil, după cum îți spuneam, se naște perfect, integrat, el își acceptă toate emoțiile, își acceptă condiția fizică, indiferent că n-are un degețel sau e o perioadă puțin mai târzie când el începe să-și dea seama că poate are un defect fizic sau să-și dea seama că poate nu știu, ceva nu-i în regulă cu el sau merge un pic mai greu la școală sau mai știu eu ce. Dar iară, cum își dă seama? În funcție de ceea ce societatea spune că este corect, că este acceptabil, că nu este acceptabil sau familia în care el se naște, da? Pentru că și aici condiționarea vine pe mai multe nivele. Există o condiționare, să zic, la nivel de umanitate, da? Pe care toți o avem ca oameni, după care există condiționare la nivel de cultură, da? În anumite culturi asta este acceptat, asta nu e acceptat. În alte culturi, același lucru nu e acceptat și altul e acceptat. Și de multe ori poate stai să te gândești. Pe atunci, care e adevărul suprem? Dacă aici e păcat, aici nu e păcat. Aici e bine, aici nu e bine. Deci, ca să vedem cum suntem condiționați diferit în funcție de mediul în care ne naștem. Și după care, ultimul mediu, microcosmosul de condiționare, este familia, unde la fel, fiecare familie e diferită. Are regulile ei, asta e voie, asta nu-i voie. Are un mediu mai iubitor, un mediu mai ostil, un mediu mai dur, depinde. Și atunci, tu ca și copil, în momentul în care tu te naști într-o familie, după cum spuneam, până la urmă, oricât de bine intenționați ar fi părinții tăi, oricât de mult te-ar iubi, un gram de condiționare tot o să-ți transmită. Pentru că așa e lumea în care trăim. Cum am spus, chiar și ei la rândul lor au avut parte de acest program de decondiționare și dacă ei nu au trecut prin programul ăsta de decondiționare și ei să fie ființe integre și complete, nu au cum să transmită altceva copiilor lor. Și aici să-ți dau un exemplu concret, da? Cum ajunge copilul să se urască pe el? Cum ajunge copilul să-i urască pe ceilalți, da? În momentul în care, de exemplu, un copilaș vrea să-și exprime latura artistică și poate ai văzut chiar într-un film, da? În care vine fetița cu un desen și zice mami sau tati, uite ce frumos am făcut o casă din pizza sau ceva. Și atunci părintele, cum spuneam, iară nu-i de judecat pe de-o parte, pentru că are alte provocări, poate e stresat, poate n-are bani, nu poate să plătească facturile și atunci el în momentul ăla poate nu are, să zicem, răbdarea necesară ca să stea lângă fetiță, să-i explice cu iubire, să se uite împreună, să-i dea atenție și poate că o fugărește, zice, da, ce-i cu prostia asta, ce artă, tu acolo să înveți, să ajungi să ai o meserie ca să faci bani și să nu fii în situația noastră, că uite ce greu ne merge, că banii nu cresc în copaci. Și așa începe programarea, banii nu cresc în copaci, îi greu, trebuie să muncești din greu, artiștii niciodată n-o să... Și atunci poate fata respectivă ea are un talent artistic extraordinar, adică o bucată mare din cine ea cu adevărat, adevăratul ei sine, este un sine artistic, da? Care în momentul ăla este cumva înăbușit. De ce este înăbușit?
Noi acum, să spunem așa, adulți fiind, ne gândim, nu, de ce să fie nebuște, ca și cum că ai alegere. În momentul în care tu ești un copil mic, tu practic nu ai de ales. Pentru că în momentul în care tu ești un copil mic, și aici mă refer chiar mititel, trebuie să ne gândim în felul următor. Propria noastră supraviețuire depinde de părintele nostru. De aia noi îl vedem cumva pe părintele nostru, poate ca pe un Dumnezeu sau ca pe ceva, nu știu. Și eu țin minte că până la o vârstă destul de înaintată, deci am văzut pe părinții mei atotputernici ca un fel de wow, cu puteri magice, cu toate că am avut norocoasă și am avut parte de o copilărie extraordinară. Dar chiar și așa, mici limitări, cum spuneam, inevitabil. Da? Și atunci copilul respectiv are de ales, da? Ce face? Alege să fie, cum să spun, fidel propriei lui ființe și propriei lui expresii artistice, sau alege să-i facă pe plac părintelui? Pentru că el cumva în subconștient știe că integritatea lui, securitatea lui, prosperitatea lui depinde de toanele acelui părinte. Și de aia el este pus într-o situație foarte, cum să zic, delicată. Și dacă stăm un pic să ne gândim, chiar dacă ai luat efectiv, da, e un copil de 3 ani de zile, după cum cred că ți-am mai spus, îl pui în mijlocul drumului, da, undeva îl lași, copilul ăla nu poate să supraviețuiască fără suportul unui adult, da? Cineva trebuie să-i procure hrană, cineva trebuie să-i dea adăpost, așa mai departe. Deci efectiv, după cum spuneam, supraviețuirea lui depinde de părintele respectiv sau de tutorele pe care îl are. Și atunci, după cum spuneam, conștiința, el nu se poate împărți în două, da? O parte din el să rămână fidel cu el cu adevărat, persoane care el cu adevărat, și o parte să fie pe plac părintelui. Și atunci, practic, această ruptură sau această scindare se petrece la nivel de conștiință. Deci cumva conștiința se fragmentează. Și atunci aspectul, în cazul ăsta, aspectul artistic devine un aspect reprimat. Un aspect pe care îl critică, pentru că, să spunem, exprimare artistică egal respingere părinți, egal lipsă de iubire, egal moarte. Deci în subconștient așa e programul. Și atunci persoana respectivă va ajunge să-și reprime foarte mult latura sa artistică. Și revenind la critică, da? În momentul în care, de exemplu, poate o să vadă la televizor o persoană, un artist sau ceva, ce o să facă? O să-l critique. O să zică, da, uite, de aia te plângi că n-ai bani sau mai știu eu ce, că în loc să mergi la lucru și să-ți cauți o meserie bănoasă, ție tu trebuie să fii artist sau o altă persoană. Da, da, poate fi și, se poate întâmpla și altfel, adică să ajungă să admire omul respectiv, să zic, uite, omul ăsta a putut să-și manifeste latura artistică și uite ce fain, ce drum frumos are și ce ascensiune în lumea asta artistică. Depinde, cred că, și de natura acelui copil. Da, e foarte cred că posibil. Cu ce vine el cumva din naștere? Că nu, copiii nu cred că se nasc răi. Doamne ferește, nu, exact asta. Sunt într-o continuă transformare, ca să spun așa. Corect. Și referitor la critică, eu cred că copiii, mai ales cei mici, obișnuiesc să critique, pentru că asta aud în casă. Exact. Așa. Dacă își aud părinții criticând vecinii, judecând colegii de serviciu, consideră că așa e natural și normal, așa fac și ei. E foarte adevărat, e foarte adevărat. Și eu acum, bineînțeles că nu mă refeream că copilul judecă, mă refeream acel copil când va deveni adult, că va judeca. Păi da, deja, dacă începe din copilărie, s-a terminat. Da. Deci așa ajungem, pentru că, de fapt, ce judecăm la ceilalți? Că aici vroiam să ajung. Ce judecăm? Aspectele pe care, deci noi cumva... Pe care ni le dorim? Nu neapărat. Aspectele reprimate. Adică, dacă noi, pentru că noi când creștem, cumva devenim o copie, în ghilimele, sau replică a părinților noștri. Noi devenim pentru noi aceiași părinți. O să avem, dacă suntem atenți, același discurs pe care părinții noștri ni le-au spus, noi ni-l spunem nouă și celorlalți. Și atunci, dacă părinții noștri, să zic, ne-au criticat pentru aspectul respectiv, noi vom fi critici al aspectului respectiv, fie în noi, fie în ceilalți. Dar acum, iară, de ce judecata ar putea să fie, sau critica, când criticăm pe altcineva, ar putea să fie o oportunitate extraordinară și nu o limită. Pentru că noi ne putem folosi de această situație. În momentul în care, de-aia spuneam de arbitru și de a fi un observator, când tu devii un observator al vieții tale și nu mai ești atât de, condiționat în polul tău ca să nu-l mai poți vedea și pe celălalt. Da? Pentru că de multe ori, fiind condiționați, cum am spus, social și mai departe, astea sunt trigărele. Deci noi avem acolo niște părți reprimate, pentru că mai spuneam de parte artistică. Dar gândește-te că sunt în noi
poate sute de fracturi, de aici personalități multiple. Într-un fel așa este. În mine este Alina artista, poate reprimată, este Alina furioasă, este Alina somnoroasă, este Alina, nu știu cum vrei tu să-i spui. Deci toate aspectele din tine care tu ai încercat să-l, că la fel, nu, poate ai o răbufnire furioasă și la fel părinții spun, nu-i voie să te înfurii sau e rău să te înfurii. Și atunci la fel, e o altă parte din tine care tu o reprimi și atunci când o să vezi un om furios o să-l judeci, tu nu ești așa, eu nu-s așa, dar tu de fapt ești. Doar că ți-ai reprimat aspectul ăla. Și de aia cumva ceilalți sunt atât de importanți de cele mai multe. Și asta spuneam de procesul de introspecție. Pentru că celălalt poate să fie un, când momentul în care tu, să spunem, ai o reacție emoțională negativă referitoare la o persoană sau o circumstanță, tu te poți folosi ca de o oportunitate. Pentru că trigger-ul ăla sau situația respectivă ce-ți spune prin emoția ta? Faptul că tu ai emoție negativă, acest lucru îți spune că tu ai în tine o parte care a fost traumatizată, o parte, o rană. Da? Pentru că altfel n-ai putea să răbufnești. Cum îți explici că în exact aceleași circunstanțe o persoană răbufnește și alta, zi, n-are nimica? Pentru că persoana respectivă nu are o traumă în sectorul ăla, n-are o rană. E, dar persoana care are o rană acolo o să răbufnească, o să critique, o să fie defensivă. De ce? Pentru că există în interiorul ei, copilul ei interior, care încă nu-i vindecat. Și atunci de aia spuneam că în momentul în care îl criticăm pe celălalt, da, putem foarte, foarte bine să ne oprim, chiar dacă am făcut-o, acum suntem oameni, se întâmplă, să ne oprim, da, chiar dacă nu putem în momentul ăla după aia să mergem acasă într-un proces de introspecție și să zicem, ok, ce am criticat la persoana respectivă, de ce? Unde văd eu în mine aspectul ăla? Da, pentru că poate ați auzit de foarte multe ori sunt persoane care s-au aflat după, cu tot au fost mai vehemenți, de exemplu, anti... Ce să spun, că nu vreau să folosesc cuvinte sau să jignesc, cu toate că nu e vorba de a jigni, dar să spunem pedofilie, da, un exemplu, da? Au fost cazuri când persoana care era mai vehementă, cu toate că și eu sunt, adică nu cred că ai putea să nu fii, dar de cele mai multe ori, cum să zic, atât de mult, cum să zic, judeci cu atât mai multă tărie și fervoare, pentru că știi cum e și judecata asta aici, are un alt aspect important și critica. Poate să fie periculoasă la un anumit moment. Multe atrocități au fost comise în numele dreptății și adevărului. Și dreptatea și adevărul, iară, de unde vine? Din anumite judecăți pe care noi le avem, da? Am ajuns să, nu știu, poți să ajungi să chiar să omori pe cineva. Nu? Din cauza unor credințe pe care tu le ai, cum că un lucru e pozitiv sau că e negativ, sau că e diavolul sau că e un lucru pozitiv. Și atunci, până la urmă, care e adevărul suprem? Cred că e fascinant, să revenim acum la metafora ta cu arbitru, cred că e fascinant să fii observator. Și asta pentru că să te uiți în jurul tău, să vezi niște oameni care se comportă într-un anumit fel, fac niște lucruri care nu neapărat, hai să spunem, nu neapărat se pliază cu ceea ce simți tu, dar interesant de urmărit acești oameni. Mie mi se pare fascinant, da. Și recunosc că o fac destul de des, adică chiar îmi place. De curând am fost plecată din țară și am fost nevoiți să rămânem în aeroport multe ore, dar a fost absolut, nu știu cum să-ți spun, absolut minunat, pentru că am văzut mai multe culturi, cum zici tu, oameni care provin din mai multe culturi, mai multe țări și care se manifestau într-un anumit fel, conform celor învățate sau moștenite din familia lor, din țara lor și așa mai departe. A trecut foarte repede timpul, tocmai pentru că, dar nu era judecată, era pur și simplu observație. Da, da, e o diferență. Asta e un lucru foarte frumos. Hai zic, să poți să accepți tot ceea ce există. Chiar dacă, cum spuneam, tu nu te identifici, pentru că fiecare e unic și individual, adică fiecare are dreptul să aibă anumite plăceri, da? Mie îmi place rost, ție îți place albastru, e perfect. Dar de ce trebuie să te judec pentru tine că ție nu-ți place rost cum îmi place mie? Adică poți să trăiești cu tine, tu având preferințele tale, eu având preferințele mele, adică nu trebuie să fie adică eu să te controlez și să te fac neapărat să-ți placă și ție rozul. Pentru că altfel nu-mi iese mie povestea. Da, de aia este foarte, foarte important să înțelegem că până la urmă, în momentul în care, chiar dacă de cele mai multe ori când judecăm, cum spuneam, putem să credem că
deținem adevărul, dar am dreptate, dar asta e realitatea, dar așa este. Până la urmă, realitatea e mult mai complexă decât... Ei, și fiecare dintre noi avem realitatea noastră până la urmă. Noi, adică... Exact, da, da. Da. Și cred că e vorba de toleranță, adică să-l tolerezi pe fiecare exact așa cum e. Fiecare are dreptul să se... Atâta timp cât, cum să zic, nu devine violent referitor la tine. Știi ce vreau să spun? Am senzația că acceptarea celuilalt sau, mă rog, a unei situații și toleranța vine tocmai din... faptul că ar trebui să lăsăm puțin controlul. Dacă nu mai suntem atât de obsedați de control și luăm lucrurile așa cum sunt, suntem mult mai predispuși la toleranță. Ai perfectă și, dreptate. Nu știu. Ai perfectă dreptate. Pentru că eu cumva acum, după cum îți spuneam, la cum am gândit eu văd foarte mult legată judecata de control. Pentru că și de frică, bineînțeles, de credințe și toate sunt legate. Și ai spus foarte bine, așa este, pentru că în momentul în care controlul și judecata vin din frică, tu ca să poți să renunți la control, tu ce trebuie? Să ieși din frică și să fii în încredere, în iubire. Pentru că sunt cele două emoții, în frică sau în iubire. Întotdeauna vei avea de ales. Când ești în frică, ești contractat, vrei să controlezi, ești totul să fie în bula ta. Când ești în iubire, ești... E ca și iară, masculin și feminin. Unul pe acțiune, unul pe relaxare. Unul hai că poți, celelalte sunt un magnet și primesc. Toate sunt parte din întreg. Dar este foarte important să înțelegem că în momentul în care noi facem munca cu noi, de aia spuneam că e foarte important să te folosești de emoția negativă pe care ai simțit-o în momentul în care ți-o venit să critici pe cineva. Pentru că în momentul în care tu vezi ceva care nu-ți convine sau care vrei să-l critici, automat în tine iese o emoție, furie și așa mai departe. Și atunci ajungi să critici, arăți cu degetul, nu? Ești așa. Sau, uite, ea e, cum să-i zic, e o falsă. Dau un exemplu, ești o falsă. Și... în momentul în care tu faci lucrul respectiv, ar trebui, atunci e momentul ca după aia să te retragi un pic și să te gândești, ok, unde în ființa mea sau în ce aspecte din viața mea, poate și eu sunt un pic falsă. Adică orice judecăm, cu siguranță avem o parte în noi. Noi toți suntem de toate. Și cine zice că eu sunt numai lumină și... Nu există așa ceva. Până la urmă, cum ziceam, arbitru, trebuie integrate polaritățile. Noi suntem și lumină și întuneric. Noi suntem și bine și rău, în ghilimele. Suntem și limită, suntem și nelimitat. Dar ideea e să reușim să le punem împreună și să ne acceptăm. De aia, cum spuneam, că până la urmă, pentru mine, eu cred că un om cu adevărat, să zic, evoluat și fericit, este omul ăla care redevine întreg. Dar el în copilărie, sau mă rog, când s-a născut, a fost întreg, după care conștiința lui a fost fragmentată prin programele care le-a primit social, cum că nu e ok să fie așa, e urât să fie aia, e voie aia, nu e voie și mai departe, s-a fragmentat, după care toată viața ta e un proces de a-ți readuna fragmentele din tine pe care le-ai reprimat, le-ai negat și nu ai vrut să le recunoști. Și cumva, în momentul în care simțim o emoție negativă, emoția negativă, de fapt, ce face? E ca și cum ar fi legată cu o frânghie de o anumită amintire din copilăria ta în care evenimentul respectiv s-a produs, scindarea aia s-a produs. Și atunci, în loc să fugim de emoția negativă, cum spuneam la un moment dat, de ce e periculoasă gândirea pozitivă la un moment dat, pentru că s-ar putea să o folosești ca o cârjă și în momentul în care simți ceva negativ, imediat să vrei să acoperi cu ceva pozitiv, când de fapt emoția negativă întotdeauna ne transmite ceva. Deci noi ar trebui să ne folosim de ea, nu să fugim de ea. Noi ne foarte frică de a simți și tocmai de aia și vrem să controlăm, pentru că nu vrem să simțim emoții negative, vrem ca tot timpul să simțim numai emoții pozitive, lucrurile să meargă numai așa cum ne dorim noi și așa mai departe. Crezi că nu se poate. O anumită stare declanșează dorința de a critica, de a judeca pe ceilalți? Păi când tu nu ești bine cu tine. Asta spuneam, când tu nu te bine, iubești și mai există tine. Oameni care sunt bine, bine cu ei tot timpul? Sunt așa flow, zen? Eu asta spuneam acum, că eu la concluzia asta am ajuns. Cred că numai în momentul în care redevii din nou integrat. Adică când îți recuperezi aspectul tău frustrat, îți recuperezi aspectul tău furios, îți recuperezi aspectul tău artistic, leneș, și atunci în momentul în care tu le recuperezi și le accepti și le iubești în tine, tu nu mai ai cum să le judeci în celălalt. Cred că nici nu le vezi. Nici nu le mai vezi, da, exact. Da. Tu poți să judeci doar ceva ce judeci și în tine. Doar că noi de multe ori ne gândim, da, dar la mine nu-i caz sau ceva, pentru că noi ne gândim numai la partea conștientă, la lucrurile de care noi suntem conștienți. Dar noi, mare parte, avem parte de subconștient. Programele sunt în subconștient. De multe ori nici nu știm că nu știm.
Nu știm că avem acolo ceva. Dar de-aia emoțiile negative sunt atât de, de benefice, sau cum să zic, putem să le luăm drept o oportunitate și în loc să o vedem ca pe ceva negativ, ca pe ceva de care vrem să fugim și nu vrem să simțim, din contră. Chiar dacă e neplăcut, ok, hai să văd unde mă duce. Bineînțeles că este un adevărat proces, da? Prin care cu ajutorul emoției negative te întorci în copilăria ta când ai simțit emoția respectivă și acolo poți să faci vindecarea respectivă și atunci cumva reintegrezi în tine aspectul respectiv. Ei, în momentul în care, asta spun, în momentul în care integrezi poate și hoțul din tine, mincinosul din tine și mai departe, toate aspectele astea care noi le judecăm. Vezi un politician, vezi aia, uite, așa e și mai departe. Și asta e o critică și o judecată. Dar asta nu înseamnă, dacă stai să te gândești, fiecare dintre noi poate mai spunem o minciunică nevinovată. Fiecare poate o furat un pliculeț de ceai, de nu știu unde, dau un exemplu. Ok, la o scară poate mai mică și noi judecăm, da, dar uite că ăsta o furat nu știu cât. Dar este vorba de același lucru. Da? Interesantă abordare. Da, tendința de a critica cred că există la toată lumea și acum depinde de măsura în care o faci. Și ce facem cu... Da, știi care, mă întrebam acum, ok, sunt oameni care critică mereu, care judecă, tot timpul găsesc câte o modalitate sau un subiect de judecată, de critică și de a deține controlul. Trebuie ei să fie aia care țin frâiele. Cu ce îi ajută? Păi ei cred că îi ajută și știi cum îi ajută? Îi ajută într-un anume fel, dar este ca un pansament de moment. Îi ajută să evite să se uite în interiorul lor. Deci tu în momentul în care, e ca și un fel de contraatac, în momentul în care tu mergi în afară, tu cumva nu trebuie să mergi înăuntru. Pentru că ți-e frică să mergi înăuntru, pentru că nu știi ce e acolo sau ți-e frică că pierzi controlul sau nu știi ce, când deschizi cutia Pandorei, ce va ieși de acolo, ce emoții, ce sentimente sau cum o să-mi impacteze viața și atunci pentru că nu vreau să fac lucrul respectiv, mi-e mult mai ușor să mă îndrept energia în afară, nu în interior. Și atunci eu tot timpul o să critic pe celălalt, nu pe mine. Nu, eu nu. Crezi că critica poate deveni o dependență? Că mă gândesc la cei care, într-adevăr, sunt foarte critici, cum spuneam, că există așa o satisfacție. Da. Criticând și jignesc de cele mai multe ori. Da. Și aici cred că vine diferența între, să-i spunem așa, critica constructivă și critica de care spui tu. Critica de care spui tu, exact de ce spuneam, sunt persoanele rănite care vor la rândul lor să rănească. Adică el are o rană și vrea să te facă să te simți mai prejos, să te facă să te simți o insectă. Adică Să te domine cumva, pentru că așa se simte el, pentru că el este mic în interior și fricos și atunci încercând să te domine pe tine, se simte mai așa. Ei, dar mai există un alt tip de critică, să-i spunem așa, care este critica constructivă, care poate să vină din partea unui om integru, unui om care nu face lucrul respectiv pentru că vrea să se simtă mai presus decât tine. Din contră, este un om înțelept, un om care poate vede ceva în tine, te iubește și cu toată dragostea vrea să-ți spună ceva. Și acum... Sper să nu se supere soțul meu, că o să dau un mic exemplu. Da, la un moment dat ne uitam la Ai Umor, ne mai uităm câteodată, mai ne distrăm. Și mai vine câte unul săracul care, da, acum fiecare, cum să zic, arta nu se poate discuta sau fiecare are talentul lui. Până la urmă, da, nu suntem noi în măsură să judecăm. Dar mai vine câte unul care chiar, adică, da, poate se face de rușine sau, cu toate că, uite, și asta e o judecată, da, eu judec eu acum. Dar vreau să zic, și atunci poate o critică, așa se spunea și el, mă, dar n-are pe nimeni jurul lui care să-i spună, mă, nu te du acolo să te faci de râs, că uite, nu știu ce. Și într-un fel se spune, poate și asta ar fi o critică constructivă. Adică dacă tu îl vezi pe soțul tău care vrea să meargă la televizor cu, no, să zicem, o prostie sau ceva care clar s-ar face de râs, cum spuneam, chiar și asta e o judecată, da? O critică constructivă ar putea să fie în felul ăsta. Mă, nu știu, no, e frumos numărul tău, dar totuși poate, adică cumva încerci să nu știu cum să spui, sau uite, ok, partea asta ești foarte bun, dar aici nu e punctul tău forte, știi? Dar o faci cu dragoste. Nu o faci ca tu să te simți mai presus, o faci pentru că chiar îți dorești cumva să-l protejezi. Dar chiar și aici, nu știu ce să zic, vine cumva tot de dualitate, ca și cum tu crezi că știi mai bine decât celălalt, știi? De-aia zic, eu cumva m-aș duce mai departe, nici critică constructivă, cu toate că și critica constructivă poate să fie bună și poate să fie constructivă, da? Cum e, de exemplu, emisiunea asta. Chiar dacă, na, uneori poate e neplăcut să primești un feedback, să zic, negativ, dar dacă el e constructiv, îți spune, uite, nu știu, lumina nu a fost ok,
e un aspect pe care poți să-l reglezi. Sigur, adică da, poți să faci lumina să fie ok și atunci data viitoare, adică e tot spre binele misiunii, să-i spunem așa. Dar altul care vine cu o răutate așa aruncată și fuge acolo, el e de fapt un copăcel, nici un nume, nici nimic, știi, micuț acolo și aruncă el o chestie urâtă, numai așa, știi? Mm-hmm. Ca și multe persoane care, de exemplu, se uită la un clip sau la ceva și se trezesc să comenteze mult negativ. Eu nu pot să înțeleg lucrul ăsta. De ce? Nu-ți place? Nu te uita. Păi tot e frustrări. Vin și hateri ăștia, nu? Că exact. E plin internetul de ei, la orice, orice ar fi vorba. Că e vorba de videoclip, că e vorba de un blog, că e vorba de o emisiune. Da. Adică și atunci, de fiecare dată vezi, și de aia de multe ori poate ne descurajăm. De fiecare dată când cineva încearcă să facă ceva, cum știe, cum poate încearcă să facă ceva? Normal că evoluția vine în timp. Imediat se trezește unul, doi, care l-ar face mai bine ca tine sau care să-ți spună ce ai de făcut sau ce n-ai făcut bine, știi? Și e trist, pentru că de cele mai multe ori majoritatea oamenilor se descurajează în faza asta, știi? Uite cum am început și eu, de exemplu, să mă joc un pic cu YouTube-ul și să recunosc că foarte mult timp m-am lovit de teama asta, teama de a fi judecată, teama de a fi criticată, teama de... Și este... Cred că e și teama de penibil. Da, da, da. Și atunci limita asta e, cum să zic, e foarte fină între a avea încredere în tine și în cine ești tu și ce vrei să realizezi și în a lăsa vocile celorlalți, nu că a fost cazul, să zic așa, pentru că chiar a fost destul de bine primit. Dar vreau să zic, nici nu e la nivel, să zic, foarte mare. Probabil cu cât crești, ajungi la un anumit nivel, cu atâta și nivelul de hate reală cred că crește, știi? Dar cumva face parte din proces și la un moment dat cred că trebuie să fii suficient de înțelept să faci diferența, să știi când o critică este spre folosul tău și să o accepți cu mare drag, să-i spui mulțumesc, da, uite, am ceva de învățat de aici, și când să știi că este doar o proiecție și așa, o vomă virtuală a celuilalt care vrea să-și arunce pe tine tot negativismul și toată frustrarea lui. Și ai întâlnit oameni care n-au fost niciodată criticați? Nu cred că există așa ceva, sincer. Chiar nu cred că există așa. Cred că orice, indiferent că e vorba de artist, de un om politic, de orice domeniu ai lua, oricât ar fi el de bun, recunoscut la nivel mondial, întotdeauna vor fi câteva persoane care vor avea ceva de criticat. Întotdeauna. Suntem foarte aproape de final. Hai să facem, să tragem o concluzie la toată această discuție asupra criticii, judecății și controlului. Da. În concluzie, după cum spuneam, intenția mea, chiar dacă timpul este foarte, foarte scurt, este dacă puteți, să vă sugerez așa un pic, dacă puteți, ca în momentul în care vă confruntați cu situația asta în care sunteți criticați, sau în care vă surprindeți că criticați anumite aspecte, să vă retrageți așa puțin în voi și să analizați puțin situația respectivă. De ce am criticat persoana respectivă? Și să începeți să faceți un proces de introspecție și să vă folosiți de situația respectivă pentru a deveni mai conștienți, mai aproape de integritate. Adică până la urmă invitația mea este de la a ne reîntoarce, că porneam din nou, am început cu Mercur retrograd să închidem cu el, dar invitația la introspecție, invitația la a ne reîntoarce în ființa noastră, pentru că până la urmă ființa noastră este un univers în sine și acolo găsim toate răspunsurile. Până la urmă cred că exteriorul cumva este și o oglindă a interiorului și în momentul în care nu-ți place ceva la exterior, cred că nu e o soluție foarte bună să spargi oglinda, să arunci cu vopsea urâtă și mesaje de hatred, ci din contră să te uiți la reflexia din oglindă și să te analizezi pe tine, pentru că în momentul în care tu te schimbi pe tine, în momentul în care tu înveți să te iubești pe tine, să te accepți pe tine necondiționat și să faci, bineînțeles, procesul de vindecare de care spuneam, adică să identifici aspectele rănite din tine, traumatizate, să le vezi, să le iubești și să fii tu părintele la iubitor pentru tine, ca să poți din nou să fii o ființă integră și completă. Și atunci, în momentul în care tu te iubești pe tine, tu accepti totul în tine, nu mai judeci nimic în tine, vei vedea că nu vei mai găsi motive de judecat și vei accepta tot ce există în jurul tău. Da, repet, de la acceptare cred că pornește totul. Eu zic că dacă învățăm să ne acceptăm pe noi și să acceptăm niște situații prin care trecem, încet, încet dorința de a critica parcă dispare. Da. Așa, ca un abur. Și ajungi doar să fii un observator care se uită în jur și învață de la ceilalți oameni câte ceva. Pentru că, rămân la părerea mea, că fiecare persoană din jurul nostru, fiecare om pe care îl întâlnim, poate fi o lecție de viață pentru noi toți și fiecare dintre noi ne îmbogățim cu fiecare om pe care îl cunoaștem, care ne zâmbește, care, nu știu, are un gest frumos față de noi și critica, eu zic că mai mult rău ne face.
Îți mulțumesc, Alina. Mulțumesc și eu, Codruța. Dumneavoastră vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Poate că ceva interesant luați din această emisiune referitoare la critică, judecată și control. Dacă stau bine să mă gândesc, cred cu siguranță și cu tărie că veți găsi ceva care vă va folosi de acum înainte. Vă mulțumesc pentru că și în această seară am stat la un pahar de vorbă și vă dau o nouă reîntâlnire săptămâna viitoare, tot într-o seară de joi, de la ora 20 și tot în același platou a televiziunii Arad. Numai bine! Cine ești? Ce ești? Și ce ai vrea să devii? Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi.